Bună ziua! Bună ziua! Prezentați-ne câteva cuvinte ansamblul rezidențial pe care îl promovați. Da, deci ansamblul rezidențial pe care eu îl promovez se numește Nova No. Face parte dintr-un ansamblu mare, nouă vine de la al nouălea proiect în desfășurare. E un ansamblu foarte frumos, poziționat într-o locație foarte bună față de metrou, aproximativ 500 de metri față de metrou, spații verzi de jur împrejur, zonă liniștită, fiind într-o zonă numai de case și vile, aparținând de proprietari. Care este localizarea pe hartă a ansamblului rezidențial? Localizarea exactă, poziționarea fiind pe strada Eclipsei, distanță de metrou 500 de metri, stradă asfaltată, iluminată, foarte liniștită, trafic puțin, nu avem probleme cu traficul de mașini, toată lumea având locuri de parcare și le parchează în curtea lor și nu există probleme de genul. Ce puncte de interes se află în vecinătatea ansamblului rezidențial? Păi avem în felul următor puncte de interes. Mega Image, deschis acum, recent, foarte multe shop and go-uri, cam la o distanță de, să zic, 2-3 minute de mers cu mașina, avem Ocean, Metro, Jumbo, Sun Plaza, la o distanță de aproximativ 10 minute de mers la fel cu mașina. Centrele sunt de interes sunt multe și foarte bune din punctul meu de vedere. Cum își propune Nova Residence nouă să răspundă nevoilor pieței de apartamente noi din Ilfov? Deci, Nova nouă, cum am zis, e un proiect foarte frumos. Mulțumește clienții din punct de vedere al finisajelor, fiind de o calitate superioară. Compartimentarea apartamentelor este foarte ideală din toate punctele de vedere. Recent am aflat probleme că sunt cu grinzile care cad până dormitoare prin bucătării. Acest ansamblu nu are problema aceasta, deci din punctul ăsta de vedere stă foarte bine și clienții sunt foarte mulțumiți că n-au o grindă în plus în casă, mai ți-au un spațiu, să zic așa. Care au fost preferințele cumpărătorilor legate de creditare în ultima perioadă? Și se mai cumpără locuințe cu banii jos? Da. Creditarea pe locuințele noi, deocamdată, tot prima casă este numărul 1, urmând cel ipotecar, iar la plata jos, cu banii cash, nu ducem lipsă. Sunt clienții, dacă ar fi să vorbesc un procentaj, undeva la 35% dintre ei vin cu banii jos. Ce întrebări vă adresează cel mai adesea clienții interesați de o locuință în Nova Residence? Distanța față de metrou. Asta este cea mai deasă întrebare întâlnită, indiferent de ansamblu. Din cauza asta s-a vândut și așa și foarte bine Nova Nou. Am vândut unități undeva la 60% dintre unități și ansamblul este în construcții. Nici măcar nu este pus acoperișul, să zic așa. În final, ce mesaj ați dori să transmiteți vizitatorilor de pe portalul nostru? Să apeleze cu încredere. Sunt o echipă cu foarte mult flair și experiență. Colaborarea noastră cu ei a început recent și deja sunt lead-uri foarte, foarte bune din partea lor și le mulțumim pe tema asta. Mulțumim și mult succes! Mulțumesc!